Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TVO. Și astăzi este duminică, sfârșitul săptămânii 23 din programul meu de a slăbi 50 de kilograme. Haideți să vedem, să ne punem pe cântar, să vedem câte kilograme am, dacă am reușit să mai slăbesc ceva săptămâna asta sau dacă m-am mai îngreșat. Și apoi ne întoarcem aici și mai vorbim, vă voi spune și ce am mâncat. kilograme, dragilor, ați văzut și voi, am slăbit 300 de grame săptămâna aceasta. Nu este foarte mult, haideți să vă arăt și aici pe perete. Ne-am dus tocmai în partea asta și am scris. Deci am slăbit 300 de grame, 118 kilograme. Săptămâna trecută am avut 118,3. Da, tot 28 de kilograme au rămas în total slăbite. Dar nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă pentru că de data aceasta sunt foarte, foarte bine hidratat. Am mâncat ieri și alaltă un pepene de 10 kg. Am băut foarte multă apă. Ieri am fost la piscină, a fost foarte, foarte distractiv. Am sărit în apă, m-am distrat. Apa a fost foarte caldă. În schimb, ne-a prins ploaia un pic. Și ce să vă mai zic eu, am mâncat ciorbiță de fasole cu afumătură, iar felul 2 mi-am luat o salată de ardei copți cu o frigăruie de pui. Am avut aici și foarte multe tentații, pentru că m-am dus la un chioșc și am găsit niște gogoși, niște scovergi și pateuri și așa mai departe. Era posibil să-mi stric tot progresul la care m-am chinuit toată săptămâna. Este foarte bine să faceți în not. Am și notat ieri câteva bazine, am făcut și câteva flotări, deci chiar se simte, chiar se vede, e super. Și am fost și de 4 ori la sală săptămâna aceasta, am mers pe jos, a fost foarte, foarte bine, am făcut exerciții cu greutăți, apoi la sfârșitul antrenamentului câte 10-15 minute am băgat bicicletă, cardio. Am încercat săptămâna aceasta și apele acestea. Limonada a fost foarte, foarte bună. Apa aceasta cu magneziu am mai încercat. Și aici mi-am luat o cremă Nivea cu factor de protecție 50+, pentru tatuaje, pentru că trebuie să-mi feresc tatuajele de soare. Da, văd că nu mai am poze așa cu ce am mâncat. Nu prea mai am foarte multe, dar am mâncat ok, am mâncat fructe multe, am avut săptămâna aceasta și o casoletă din aceea de nectarine, cred că avea 1,5 kg, am mâncat-o pe toată, așa vreo 3 zile. Am avut mere, mi-am luat mere din acelea mari de import, cred, din Italia, de la Lidl, dar sunt foarte gustoase și zemoase așa, nu știu. Am mâncat și din acelea vreo 4-5 mere, 1 kg și ceva, cred că aveam. Și am mai băgat foarte, foarte multă apă. Foarte multă apă, sucurile le-am cam eliminat săptămâna aceasta, la fel ca și săptămâna trecută. Trebuie să am o dietă cât mai curată acum, pentru că mai sunt 2 kg. Până ajung la 116,4. De fapt, cam 1,6 kg ar fi exact așa. După care, și acest 1,6 kg trebuie să-l dau jos, adică mi-am impus eu să-l dau jos în următoarele 3 săptămâni, pentru că fix 3 săptămâni mai sunt până pe 7 iulie,
momentul în care se fac 6 luni de când am început, pentru că eu am început pe 7 ianuarie 2019. Se fac 6 luni și de aceea vreau să fie 30 de kg slăbite, trebuie să ajungem la 116,4 kg pentru a face clipul de duminică și apoi să vă fac un clip foarte, foarte motivațional cu transformarea mea, să punem așa poze în stânga și în dreapta, before and after, și clipuri la fel, când eram gras și apoi când cum sunt acum, să vedem dacă se observă ceva diferențe la față, la, nu știu, la piept, la brațe, la burtă. Vom vedea exact, ne vom dezbrăca și, și mă voi poza pentru a face comparațiile acelea foarte interesante și, de ce nu, sper să se vadă și să motiveze cât mai multă lume, pentru că oricine poate să reușească, nu există niciun secret, nu există nicio pastilă minune. Tot ce trebuie să faci este să fii motivat psihic foarte, foarte tare, să faci mișcare și să mănânci mai puțin, să mănânci cât mai puțin. Efectiv, aveam senzația unele zile că mănânc la supraviețuire, așa, câteodată. Dar e doar o chestie, o, cum să zic eu, creierul joacă feste, efectiv, pentru că dacă mănânci în ziua respectivă ceva, e logic că n-ai cum să mori de foame. Chiar dacă te prinde 3-4 dimineața, începe să-ți gheorțe stomacul, ei, trebuie să te abții, trebuie să nu mănânci și să adormi. Și eu întotdeauna seara când am pofte, întotdeauna mă gândesc la mâncare, mă gândesc la tot felul de prostii, la tot felul de fast food-uri și zic lasă că mâine dimineață, după ce mă cântăresc, mă duc și îmi fac poftele. Sincer să fiu, acum m-am trezit foarte, foarte ok, nu mai mi-este foame, sunt iarăși foarte motivat, v-am zis noaptea, mă apuc pe mine poftele acelea grave, înainte să adorm, efectiv simt că nu pot să adorm, dar asta e. Ideea este să mănânc mai puțin, să mai mănânc noaptea și de aceea am și ținut intermittent fasting, acum am reușit să mănânc totuși la prânz, înainte să mă duc la sală. În ultimele două zile am mâncat și a fost foarte, foarte bine. Am văzut că am mult mai multă forță. Și voi încerca să mănânc acum mai puțin și mai des, mese foarte, foarte mici și mai multe. Și bineînțeles să apuc să mănânc și eu o masă înainte să mă duc la sală, pentru că este mult mai bine. Da, și n-am terminat să vă spun, după ce se încheie aceste 6 luni și facem clipul acela de 30 de kg slăbite, voi lua o pauză de la slăbit, voi intra într-o perioadă de mentenanță pentru o perioadă de câteva săptămâni, maxim o lună, și apoi voi reveni la, bine, perioada asta de mentenanță va trebui să, trebuia să o țin mai mult, 2-3 luni, dar... Să vedem și cum o să fie, sincer să fiu. Pentru că atunci, peste 3 săptămâni, o să mă apuc și de apartament, să renovez apartamentul și s-ar putea să mai slăbesc, să vedem cum vor decurge lucrurile. Sau s-ar putea să am poftă mai mare de mâncare, să mănânc prostit, deci nu știu exact. De aceea vreau să intru într-o perioadă de mentenanță, să termin și cu stresul acesta cu apartamentul. Și apoi, când termin și cu apartamentul, mă liniștesc, mă apuc iarăși de dietă, iarăși ne monitorizăm aici progresul pe canalul Miere TVO și veți avea clipuri în fiecare duminică. Bine, mai este până atunci, deocamdată o să fie clipuri în fiecare duminică și sper eu să îmi resetez așa puțin metabolismul, pentru că acum l-am foarte, foarte scăzut metabolismul și am observat că chiar dacă mănânc foarte, foarte puțin, cântarul se încăpățânează să rămână acolo sus și nu vrea să scadă. Și de aceea trebuie să-i dăm un pic mai multă mâncare, mâncare sănătoasă, bineînțeles, probabil că o să mai fac și câteva cheat day-uri, o să fac și niște clipuri cu tot felul de nebunii ce mănânc eu, vreau să mergem să dăm down la McDonald's în perioada asta de mentenanță, să comandăm absolut tot de acolo, să vedem cât costă și să vedem dacă putem să mâncăm toți, să facem un challenge. Vreau să mai fac clipuri cu tata, să vorbim despre albine, despre produse, eventual cu maică mea, să vorbim despre produse.
discutat mai despre albine și alte chestii mai tehnice așa despre albine, curiozități care poate nu le știați. Vreau să fac și la apartament un clip, before and after, să filmez acum cum e dezastru în el și așa mai departe, că n-a mai fost renovat de 20-30 de ani. Și apoi, că după ce îl termin, tot așa, facem un before and after. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a motivat să slăbiți și voi. Credeți-mă, toată lumea poate să slăbească, trebuie decât să fii motivat și să ai încredere că vei reuși. Dacă nu aveți încredere, nu este nicio problemă, uitați-vă la acest canal, uitați-vă la primele mele clipuri, pentru că nici eu nu eram foarte încrezător la început, eram într-adevăr foarte, foarte ambiționat, de aceea am început și cu un regim foarte, foarte drastic, pentru că eram foarte ambiționat și efectiv mai aveam poftă de mâncare, de aceea v-am zis că totul pleacă de la creier. Mulți au zis că nu este bine că am început așa, știu și eu că nu este bine, asta este, dacă așa am apucat, dacă așa a fost să fie pentru mine. Până la urmă, oricum a fost bine, am reușit să slăbesc 30 de kilograme, corpul nu mi s-a oprit, cum ziceau majoritatea, mi s-a oprit totuși într-un final. Bine, corpul oricum se oprea, oricât de ușor ai fi luat-o cu caloriile, cu scăzutul caloriilor. Ajungi în pragul ăsta unde am ajuns sau unde voi ajunge și eu acum. Și va trebui să intri într-o perioadă de mentenanță și să mănânci un pic mai mult și apoi ataci iarăși următoarele kilograme care le mai ai de slăbit. Vă mulțumesc foarte, foarte mult tuturor pentru susținere, pentru inițiativă, pentru comentarii, pentru sfaturi, pentru întrebări. Voi face un clip și cu întrebările care au fost lăsate la clipul trecut, sala la 118 kg, se numește clipul. Voi face un clip special săptămâna care vine, în timpul săptămânii, cu răspunsul la acele întrebări. Plus de asta mai avem de făcut și niște clipuri cu exercițiile corect la sală, mi-a lăsat un băiat un comentariu. Voi face clipuri și cum se fac exercițiile corect pentru brațe, pentru piept, pentru spate. Și ce să zic, decât să vă mulțumesc și să vă îmbrățișez pe toți pentru susținerea care mi-ați arătat-o și pentru dragostea care mi-ați arătat-o, vreau și eu să mă revanșez față de voi și la 1000 de abonați probabil voi face și un concurs și voi premia cei mai activi abonați care au dat cele mai multe comentarii și așa mai departe. Așa că nu uitați să mâncați sănătos, fraților, să faceți mișcare, este foarte importantă, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase. Eu sunt Otto, vă salut! Ciao! Nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.